Indiferența permite violența. Violența nu e doar un vis urât. E lumea în care trăim. De ce nu-ți pasă? Implică-te! Visezi la o viață liniștită, în armonie? Spune nu violenței și împreună putem să-i punem capăt. Indiferența permite violența. Doamnelor, domnilor, bună ziua și bun găsit la emisiunea Interviuri. La începutul lunii iunie este marcată ziua împotriva violenței asupra copiilor. Despre această inițiativă vorbim astăzi cu doamna psiholog Andreea Biji de la Centrul de Resurse pentru Părinți. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Doamna psiholog, ce reprezintă această propunere? Cum s-a ajuns la această inițiativă? Propunerea a venit din partea organizației Salvați Copiii în 2006. De unde această propunere? Abuzul asupra copilor și violența împotriva copilor reprezintă una dintre primele preocupări ale organizației. În 98 am deschis niște centre pentru evaluarea și consilierea copiilor victime ale abuzului, abuz fizic, abuz sexual și emoțional. Încă de atunci ne-a preocupat foarte mult această protecție și asistență acordată copiilor care trec prin astfel de situații și am continuat prin ample campanii care au vizat în primă fază instituirea unei legi care să pedepsească violența împotriva copilului și am reușit acest lucru. Avem în prezent un articol de lege la propunerea Salvați Copiii. După aceste campanii și această reușită, am continuat prin a face cunoscută existența acestei legi, pentru că foarte mulți părinți și copii și profesori nu știau că avem un cadru legislativ care pedepsește violența împotriva copilului. Iar apoi am sesizat că nu este suficient să spui că este interzis să folosești violența în relație cu copilul, și am decis că trebuie să dăm părinților, profesorilor și tuturor adulților care intră în relație cu copilul alternativă, în special la educația prin violență. Așadar, de 2 ani aproape, Salvați Copiii desfășoară dezbateri, campanii și cursuri pentru pregătirea părinților în educarea, prin disciplinarea pozitivă a copilului. Dar, doamna psiholog, din păcate calendarul este plin de tot felul de zile de acest gen care trec aproape neobservate, practic toată lumea le ignoră. De ce credeți că o astfel de zi de luptă împotriva violenței asupra copiilor ar putea să aibă o soartă mai bună? Într-o astfel de zi încercăm să tragem un semnal de alarmă și să folosim toate mijloacele ca să, odată în plus, să aducem acest mesaj și posibilitățile de a schimba această mentalitate, de a folosi pedepsa în educarea copilului și posibilitatea de a ne face cunoscute centrele prin intermediul cărora se oferă astfel de servicii. Practic, părinții pot beneficia astăzi de sfaturi și soluții pentru educarea copiilor lor în mod non-violent. Dar pentru a face orice demers eficient, trebuie să pornim de la date concrete. Care este realitatea din acest punct de vedere în România? Care sunt dimensiunile acestui fenomen al violenței asupra copiilor în țara noastră? Realitatea nu este tocmai roz, să spun așa, pentru că aceste campanii au fost inițiate după efectuarea unor studii în școli pe copii, părinți, care și din aceste studii a reieșit că 85% dintre părinți folosesc bătaia ca metodă de disciplinare. O cifră enormă. Foarte mare. Acest lucru era la nivelul anului 2003, însă majoritatea afirmă că bătaia este ruptă din rai, că ei au fost crescut așa, pentru că, vedeți dumneavoastră, părinții la rândul lor repetă metodele cu care au fost ei crescuți și e foarte dificil să schimbi mentalitatea unui om și să îi ofere alte instrumente în schimb și să le însușească, să le folosească în relația cu copilul. Își bat românii copiii mai mult decât alte popoare? Mai mult decât alte popoare, da, mai puțin decât altele, la fel.
Poate în alte țări aceste legi au existat cu mult timp înainte și alte popoare au avut timp să-și înrădăcineze o mentalitate de disciplinare adecvată a copilului. Cred că asta e cea mai mare diferență. Dar nu este această bătaie, de fapt, eșecul părintelui ca educator? Este un eșec. Este un eșec, da. Și nu numai ca educator, și ca și părinte mai târziu, pentru că va observa că în loc să crească un copil care are sentimentul propriei valori și încredere și stimă de sine adecvată, va deveni un adult poate agresiv, izolat, cu neîncredere, cu un randament poate chiar la școală scăzut, cu dificultăți în relaționarea cu ceilalți copii și mai târziu adulți. Vorbeați de părinții care își bat copiii pe de o parte, pe de altă parte despre părinții care aleg alte metode de educație, care exclud bătaia din acest portofoliu. Da, nu riscă acești părinți să își lase copiii nesupravegheați, să-i lase prea liberi, obținând apoi un rezultat departe de ceea ce își doreau de fapt? Nu riscă, pentru că a înlocui pedepsele corporale cu alte metode înseamnă a-ți adecva, eu știu, cunoștințele și deprindere în relația cu copilul. Practic înseamnă a folosi metode comportamentale care îl educă pe copil, dar care nu folosesc pedepsa fizică. Asta este singura diferență. Apropo de pedepse, avem situațiile din state cu tradiție în democrație și în educație, cu tradiție îndelungată, mă refer aici la țări precum Statele Unite sau Suedia, care au legislație extrem de fermă, severă. Părinții pot fi decăsuți din drepturi, pot ajunge la închisoare, copiii chiar au libertatea de a-și da părinții în judecată atunci când consideră că sunt agresați, că sunt supuși la violență. Care sunt riscurile unei astfel de legislații? Nu lasă toate acestea loc la niște abuzuri din partea sistemului sau chiar din partea unor copii scăpați de sub control? Poate lasă pe de o parte, dar dificultățile cu care ne confruntăm noi aici sunt altele. Copiii au dreptul să-și acuze părinții, o pot face, însă, din păcate, soluțiile pentru ei nu sunt foarte numeroase. Întrucât se dorește o dezinstituționalizare a copiilor, în foarte puține cazuri copiii sunt scoși din familiile abuzive și poate plasați într-un centru de plasament. Așadar, se încearcă o menținere a copilului în familie și scoaterea agresorului, pedepsirea agresorului și consilierea părintelui non-abuziv și a copilului. Să spunem că violența asupra copiilor nu îmbracă numai forme fizice. Nu, dați-ne, nu. Vă rog, și alte exemple. Putem vorbi de violență sexuală și violență psihică. Din experiența dumneavoastră ca psiholog, cine are mai multă nevoie de consiliere? Părintele sau copilul? Pot să vă zic că părintele. Lucrez de 6 ani la organizația Salvați Copiii și am început inițial să lucrez doar cu copii. Copii care erau victime ale abuzului fizic, sexual și psihic. Un pic încercam să fac o terapie cu copilul și desigur erau discuții cu părintele, dar practic nu făceam o terapie a copilului împreună cu părintele. Apoi am sesizat că, desigur, ce lucrez cu un copil poate fi foarte ușor dărâmat atunci când el se întoarce în familie, pentru că el nu are resursele de a lupta și cu mentalitățile părinților sau părintelui rămas, cel non-abuziv. De foarte multe ori abuzul produce prejudicii foarte mari la părintele care a rămas lângă copil. De multe ori s-a întâmplat chiar poate părintele să fie mai afectat decât copilul sau în alte situații părintele să nu înțeleagă situația, să nu înțeleagă cât de gravă e situația prin care a trecut copilul și să nu știe să facă un bun management al emoțiilor copilului, al comportamentelor, așadar e nevoie de o terapie de familie în care ambii sunt abordați și chiar membrii ai familiei extinse, poate să fie bunici și unchi, mătuși și alte rude. Putem să spunem că părintele agresiv, violent,
vine din fostul copil care a fost la rândul său agresat de părinți? De foarte multe ori, da. De cele mai multe ori, da. Doamna psiholog, mulțumim pentru prezența dumneavoastră și pentru explicații. Vă mai așteptăm. Mulțumesc. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenție. Așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră pe adresa interviuri@rondtvr.ro. Cu bine! Indiferența permite violența. Violența nu e doar un vis urât. E lumea în care trăim. De ce nu-ți pasă? Implică-te! Visezi la o viață liniștită, în armonie? Spune nu violenței și împreună putem să-i punem capăt. Indiferența permite violența.